Bun găsit, dragii mei! Știu că nu prea aveți timp, nici eu, și în general asta e problema vremurilor noastre. Nu există timp, dar trebuie să ne facem timp pentru sport, măcar 30 de minute. Am citit în stânga și în dreapta, am aflat de la specialiști și din experiența prietenilor din jurul meu că este foarte important să faci 30 de minute de mișcare în fiecare zi. De ce? În primul și în primul rând, după cum bine știm, ne ținem în sub control greutatea, pe de o parte. Pe de altă parte, vorbim despre întărirea imunității. Dacă vă vine să credeți, mai ales în această perioadă cu o vreme destul de rece și primăvara, în general, cu vreme schimbătoare, este foarte important să ne întărim sistemul imunitar și sportul ne ajută foarte mult în acest sens, să facem sport zilnic, în mod constant. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, ne ajută să ne menținem sănătatea psihică, nu numai tonusul muscular, ci și sănătatea psihică. Și mă refer aici chiar la combaterea unor probleme de somn, a insomniilor. Fiecare zi, 30 de minute de sport sunt importante, sau măcar, hai să spunem, de 4-5 ori pe săptămână, că n-ai timp chiar fiecare zi. Și aș mai adăuga aici tot un beneficiu foarte important. Mă refer la riscul de boli psihice, care nu este de tăgăduit. Am citit de curând, sunt niște noi articole și noi descoperiri făcute de specialiști în domeniu, riscul bolilor, apariției bolilor psihice, care este incidența apariției bolilor psihice, este din ce în ce mai mare în ultima vreme. Iată, el poate fi de asemenea combătut cu sportul zilnic și foarte, foarte important, asta ce am învățat și eu din experiența mea și a prietenilor din jurul meu, organizarea, prioritizarea activităților zilnice și a responsabilităților este foarte important, în așa fel încât să ne facem timp pentru noi, pentru că dacă noi suntem mulțumiți, fericiți, sănătoși, atunci cu siguranță putem să-i ajutăm și pe cei din jurul nostru și întreaga familie. Vă pup, ne revedem mâine cu alte subiecte interesante.